Bine v-am găsit! Vă transmit salutările și urările de bine din partea adunării de la Săsar. Țin special fratele Ștefan, ce n-a putut fi prezent. Salută întreaga convenție cu psalmul 20. Dragii mei, mă bucur că suntem împreună pentru câteva clipe, că în aceste zile atât de agitate ne-am găsit câteva momente pentru partea internă, adică cea spirituală. Suntem atât de diferiți, unii mai tineri, alții mai bătrâni, unii mai înstăriți, alții mai săraci. Avem între noi intelectuali sau oameni cu o pregătire mai modestă. Oricum, nu aceste lucruri ne adună, ci dragostea noastră pentru Iisus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu și Domnul nostru. 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 14, căci dragostea lui Hristos ne strânge. Evanghelistul Matei, în capitolul 10, cu versetele 32-33, spune: De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Dar oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. În Evanghelia lui Ioan, întrebat fiind de popor, ce ar fi bine să faci pentru a săvârși lucrările lui Dumnezeu? Bunul învățător le spune, în capitolul 6, cu versetul 29, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Sau în capitolul 14, cu versetul 1, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. O întrebare legitimă s-ar pune. Ce este credința? Aceasta este o stare mentală latentă care se consolidează în timp. Un foc mocnit care va erupe la un timp anume, prin care cel credincios își dă rodul la vremea lui. Psalmul 1, versetul 3. Prin ochii credinței se poate vedea că deși omul acum este imperfect, măcinat de îndoieli, neputință, boală și moarte, poate aspira la gloria naturii umane perfecte sau spirituale, după cum se exprimă Apostolul Pavel, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească. Evrei, capitolul 3, cu versetul 1. Acest act al reabilitării omului, care în ultimă instanță este un act de caritate, de milă, nu este o obligație din partea Creatorului, care are la bază dragostea sa nemăsurată a lui Dumnezeu, pentru creația sa. Ioan 3,16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, fără care omul căzut în neascultare ar fi fost pierdut pentru totdeauna. Credința vine din auzire sau predicare. Secundum fidem, în traducerea din limba latină a Scripturilor Vulgata, Tit, capitolul 1, cu versetul 1. Și care, la urma urmei, este alegere în cunoștință de cauză. Pentru a fi capabil să alegi, trebuie să cunoști. Altfel, alegerea se transformă în culegere, sau mai bine spus, într-un dat anume. Crede și nu cerceta. Această sintagmă nu este valabilă pentru omul căutător al adevărului. Credința se opune cu vehemență credulităților. Gândirea ca treaptă superioară a minții umane este asimilată ca însăși rațiune sau cuget. Ea descoperă în cuvântul lui Dumnezeu un plan, o țintă, un scop,
Căutarea este mai importantă decât acumularea. Nu este important cât știi, ci dacă ceea ce știi este adevăr. Este foarte important felul cum cauți sau gândești în consecință. Tatăl Ceresc se relevă după buna lui plăcere cui și când vrea el, prin puterea Duhului Sfânt. Apostolul Pavel spune în Romani capitolul 9 cu versetul 1: spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Gândirea prinsă în chingile voinței proprii umane, inima, cum o descriu Scripturile, sub Spiritul Divin este aceea care va da rezultate. Ea are un rol esențial în lupta dintre rațional și misticism. Ca raționalist, accept minunea ca o expresie divină, dacă este însoțită de trudă permanentă, ca o condiție sine qua non. Ce-i drept, Dumnezeu a făcut și mai face uneori minuni, dar toate au un scop precis, pentru consolidarea credinței în El, în Fiul Său preobit sau în Sfinții Apostoli. Vezi capitolul 11 din Ioan, Învierea lui Lazar. Mistica este o înclinare a crede în ceva supranatural. Credința este mai mult. Ea se bazează pe dovezi raționale în existența unui creator imuabil, același ieri și azi, nemuritor, atot știutor, atot înțelept, atot puternic și omniprezent. Distanța dintre credință și mistică e mare, adâncă. Superstiția și credulitatea trebuie condamnate, mustrate, evitate, diluite. Credința adevărată trebuie încurajată, zidită, făcută să crească. Credința în Dumnezeu este certitudine, încredere care zidește pe aceste făgăduințe pe care le-am arătat, nu pe tradiții, filozofii sau închipuiri umane. Scripturile ne relevează un plan divin de reabilitare a omului. Cunoașterea acestui plan este o categorie perfectibilă și nu una desăvârșită, din punct de vedere al omului imperfect, dar totuși căutător al adevărului. Perfectibilitatea sau perfecționarea nu constă în renunța la ceea ce odată ai considerat ca fiind adevăr, ci dimpotrivă, pe acestea trebuie să clădești noi elemente care îți vor îmbunătăți cunoașterea. În consecință, din punct de vedere etic, al folosului nostru, cunoașterea nu este un dat. Biblia este făptuirea civilizației și libertății. Influența ei bună în societate a fost recunoscută de către cei mai mulți dintre oameni. Trebuie studiată, trăită, iar părtășia cu ceilalți frați nu trebuie neglijată. Alături de Domnul Iisus, prorocii și apostolii, Tatăl Ceresc lucrează prin frații de credință. 1 Corinteni, tot capitolul 12. Mare este această părtășie, acest privilegiu pe care îl avem cu Fiul și cu Tatăl Ceresc prin Duhul Sfânt. Acum știu tot, sau nu am nevoie de nimeni și de nimic, a fost și este atât de dăunător pe toată perioada care a cuprins vârsta evanghelică. Cuvântul lui Dumnezeu se descoperă treptat prin noi valențe, noi înțelegeri superioare. Ar fi greșit a presupune că cel fără credință și îndreptățirea care urmează ar putea înțelege clar adevărul. Adevărul sau lumina este semănat pentru cel drept. Psalmul 97 cu versetul 11. Era un adevăr ceea ce predica Domnul atunci la Israel, după cum i-a spus lui Pilat: eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Ioan 18 cu 37.
Despre ce adevăr a mărturisit Iisus? Adevărul cu privire la caracterul lui Dumnezeu și planul său de mântuire. Și că El era executorul acestui plan de mântuire al neamului omenesc. Acela era un adevăr prezent atunci, adevărul primei sale prezențe pe pământ. Dar Scripturile ne descoperă ca o completare a acelui adevăr prezent, prezentat evreilor, un adevăr prezentat creștinilor de astădată. Adevărul celei de-a doua prezențe a sa. Prin profetul Isaia, în capitolul 8, cu versetul 14, prezice că după cum nu l-au acceptat evreii pe Iisus din Nazaret ca fiind Mesia, tot așa, la a doua prezență, deși se va vesti prezența sa prin mesageri divini, creștinii majoritari vor refuza să creadă acest adevăr prezent acum. Apostolul Petru confirmă acest lucru în 2 Petru 3, cu versetele 3-4, unde scrie că în vremile din urmă pe care le trăim noi, vor fi unii creștini și nu puțin dintre aceștia care nu vor recunoaște a doua sa prezență. Aceasta se întâmplă tuturor celor care își imaginează că împărăția lui Dumnezeu va fi inaugurată cu flori. Pe când Daniel, în capitolul 12, versetele de la 1 la 4, spune că va începe un mare necaz. Ziua de răzbunare, ca parte a timpului sfârșitului, este o perioadă de timp din domnia de 1000 de ani, de la prezența Domnului a doua oră, semnalată la 1874 și se va sfârși în marele necaz pe care Scripturile îl numesc Armagedon. Profetul Isaia, în capitolul 5, cu versetul 20, spune că va fi o zi întunecoasă și mohorâtă, o zi de judecată asupra omenirii din punct de vedere social și național. Și deși este prima parte a domniei lui Iisus, ca și general al lui Jehova, este desconfundată cu a doua parte a domniei lui, cea de după marele necaz de strântorare. Profetul Zaharia, în 14, capitolul 14 cu versetul 7, descrie această domnie milenară ca o alternanță între bine și rău, lumină și întuneric. Și că spre seară, spre sfârșitul domniei de 1000 de ani, răul din omenire va fi cu totul stârpit, conform celor enunțate de Apostolul Petru în 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 25. Apostolul Pavel, mă scuzați, că-și trebuie ca el să împărățească până va pune toți vrăjmașii sub picioarele sale. La sfârșitul secolului XIX, respectiv 1874, este semnalată de către creștinii cercetători ai adevărului a doua prezență a Domnului Iisus din profeții, cronologii biblice și Israelele și jubileele tipice ale lui Israel. Evenimentele acestui secol apar după Revoluția franceză de la 1789, care a zguduit Europa. În secolul XIX debutează în forță pe câmpile de la Morengo, unde se aude tunul lui Napoleon Bonaparte, apoi continuă cu marile victorii ale armatelor revoluționare de la Jena și Austerlitz, înfrângerea de la Waterloo și se încheie cu bătălia de la Aspromonte, unde regele Piemontului Victor Emanuel, poreclit și regele Gentilom, va zdrobi armatele cămășilor roșii ale garibaldinilor. În aceste condiții, frații noștri anunțau cu putere reîntoarcerea în glorie a Domnului și începerea secerișului evanghelic.
Matei 24, cu 31. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și va aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi de la o margine a cerurilor până la cealaltă. O lume întreagă s-a scuturat din temelii, sub sunetul simbolic al trâmbiței a șaptea. Noi elemente ale planului divin sunt acum descoperite. Mai bine de 100 de ani de împliniri remarcabile în plan spiritual, din care amintesc creșterea cunoștinței prezisă de profetul Daniel în capitolul 12 cu versetul 4, împlinirea profetică a celor 2300 de seri și dimineți din Daniel 8. Congresul de pace de la Berlin, care aprobă începerea întoarcerii poporului evreu în granițele sale naturale. Lupta gigantică a Domnului nostru pentru ridicarea conștiinței lor maselor și multe altele, o luptă împotriva mizeriei și inechității sociale. Fiindcă trăim la limita ultimului segment al timpului, voi spune câteva cuvinte despre această perioadă ca parte integrantă a acestui seceriș, numit în Scripturi și călcarea teascului, ea fiind precedată de secerarea grâului și adunarea lui în hambar. Forța este atributul ultimor evenimente sau aspecte care va cuprinde marele timp de strântorare și despre care Biblia ne avertizează că va fi global. Ziua răzbunării sau perioada de timp scursă de la a doua prezență până astăzi este legată în mod natural de obiectivul binevoitor al permisiunii ei divină, care este răsturnarea întregii ordini de lucruri din prezent, premergătoare pentru stabilirea permanentă a împărăției lui Dumnezeu pe pământ, sub Hristos, Prințul Păcii. Întregul secol 20 este martor al acestor împliniri profetice. Încheierea domniei neamurilor, cele două războaie mondiale, revoluția din Rusia cu instaurarea și căderea comunismului, căderea zidului Berlinului, ascensiunea fără precedent a statului evreu, politic și militar, revoluția din lumea arabă, revoluția de Iasonie, care continuă și astăzi, și, nu în ultimul rând, emanciparea femeii. În Isaia 63, de la 1 la 6, citim: cine este acesta care vine din Edom, din Boțra, în haine roșii, în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii lui? Eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc. Dar pentru ce îți sunt hainele roșii și veșmintele tale ca veșmintele celui ce calcă în teasc? Eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. I-am călcat astfel în mânia mea, i-am zdrobit în urgia mea, așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele mele și mi-am mânjit toate hainele cu el. Căci în inima mea era o zi de răzbunare și venise anul celor răscumpărați ai mei. Mă uitam împrejur și nu era nimeni să mă ajute. Mă îngrozeam, dar nu era cine să mă sprijinească. Atunci brațul meu mi-a fost într-ajutor și urgia mea m-a sprijinit. Am călcat astfel în picioare popoare în mânia mea, le-am îmbătat în urgia mea și le-am vărsat sângele pe pământ. Profetul Isaia, în aceste versete, luându-și punctul de observație la sfârșitul secerișului viacului evanghelic, vede un cuceritor puternic, glorios, în ținuta sa, îmbrăcat cu autoritate și putere și înaintând călare, victorios peste toți vrăjmașii săi, cu al căror sânge și îi sunt pătate toate hainele. El întreabă: cine este acest trăin minunat, spunând:
Cine este acesta care vine din Edom, din Boțra, îmbrăcat în haine roșii strălucitoare? Acesta este maestos în înfățișare, mergând în măreția puterii lui. Apocalipsa, în capitolul 19, versetele de la 11 la 16, îl descrie în același limbaj simbolic. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se chema cel credincios, cel adevărat, și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu îl știe, decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călare pe cai alb, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier. Și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a tot puternicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Același pe care îl vede și Evanghelistul Matei, în capitolul 14, 25-26. Și când se îngâna ziua cu noaptea, în grecește a patra strajă, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis: este un năluc, și de frică au țipat. Aici este Cuvântul lui Dumnezeu. Aici Cuvântul lui Dumnezeu face referire la Esau sau la Edom. Geneză, capitolul 25, versetele 30-34, care i-a vândut dreptul său de întâi născut lui Iacob, fratele său Geamu, pentru o ciorbă de linte și niște pâine. Iacob a fost plin de râvnă și entuziasm față de lucrurile spirituale și le aprecia foarte mult. Deoarece Iacob i-a luat dreptul de întâi născut, Esau s-a umplut de ură împotriva fratelui său. Cu timpul, națiunea Edom și națiunea Israel au devenit dușmani, chiar dacă cei doi strămoși ai lor fuseseră frați gemeni. De asemenea, prorocul Obadia, cu versetul 6, spune: vai ce scormonit este Esau, cum i s-au descoperit comorile. Acesta s-a bucurat împreună cu alții de necazul fratelui său. Edom este un simbol potrivit al unei clase care, în acest viac, și-a vândut în mod asemănător dreptul de întâi născut și care, de asemenea, l-a considerat ca un fleac, asemenea blindului de linte care l-a influențat pe Esau. Treptat au renunțat la studiul Scripturilor și la o viață spirituală corectă după ea, devenind lumești sau, într-un cuvânt, creștini de duminică. Acest Edom corespunde Babilonului simbolic din Apocalipsa și din textele profeților Isaia, Ezechiel și Eremia. În capitolul 51, versetul 7, profetul Eremia ne spune: Babilonul era în mâna Domnului un potir de aur. Ei au ridicat pretenții că ar fi chiar împărăția lui Hristos, aceasta fiind desigur o înșelătorie. Au avut privilegii mai presus de toate națiunile pământului, iar binecuvântările civilizației, însoțindu-le, nu au găsit în inima lor o apreciere corectă. Au renunțat la ele precum tipicul Esau,
sau Edo. Biserica nominală, căci despre ea este vorba, a fost mai interesată de partea care izbește privirea, cum ar fi organizații caritabile, seminarii, colegii care au scris volume masive de teologie. Creștinătatea nominală reprezintă aceste domni, iar capitala lui Bosra, care înseamnă staul, reprezintă cerurile ecleziaste sau ecleziastice și învățăturile lor, care au fost puternic strunginate de prezența a doua a Domnului Iisus. Matei 24:29. Și puterile cerurilor vor fi clătinate. Dar pentru ce îți sunt hainele roșii și veșmintele tale ca veșmintele celui ce calcă în piață? Este un măcel de miei și de țapi. Isaia 34:6. Țapii fiind acei credincioși care au o credință amestecată cu multă eroare și se bazează pe filozofii lumești. Miei îi reprezintă pe acei care au alergat o vreme bine, dar grijile lumești le-au unecat zelul, iar încet s-au răcit. Dar, deși credința nu le-a fost știrbită, totuși ei nu au putut fi salvați ca oi mature. Apocalipsa 7:14. Călcarea teascului este ultimul aspect al lucrării secerișului. Mai întâi se face seceratul și adunatul, așa că această călcare a teascului mâniei lui Dumnezeu, în care este aruncată via pământului, via falsă, care și-a însușit în mod fals numele de creștin și de împărăția lui Hristos, când ciorchinii ei nelegiuiți sunt copți pe deplin, Apocalips 14, cu versetele de la 18 la 20, reprezintă ultima lucrare acestei perioade de seceriș, plină de evenimente, care va cuprinde toate națiunile. Secerea și cosorul sunt simbolice și reprezintă adevărul divin sau lumina. Faptul că împăratul împăraților este reprezentat călcând singur teascul, arată că puterea exercitată pentru răsturnarea națiunilor va fi o putere divină și nu doar energie umană. Va fi puterea lui Dumnezeu care va pedepsi națiunile și care în cele din urmă va face să biruie judecata, justiția, neprihănirea și adevărul. Va lovi pământul cu toiagul gurii lui și îl va omorî pe cel rău cu suflarea buzelor lui. Forța și spiritul adevărului său. Marea armată a lui Jehova, condusă din elemente anarhiste din toate națiunile pământului, radicaliști, socialiști, va fi această energie. Revoluția franceză, reprezentată în scripturi ca un mare cutremur de pământ și care prin atrocitățile sale a îngrozit o lume întreagă, ca fiind numai bubuitul unui tunet îndepărtat, avertizând că se apropie o furtună, ca un tremur ușor care precede șocul cutremurului general. Căticăitul prevestitor al marelui ceasornic al veacurilor, care dă de știre celor care deja sunt treji, că roțile sunt în mișcare și că în curând va bate miezul nopții, care va sfârși ordinea actuală de lucruri și va introduce o nouă ordine mondială, lumea nouă. În teascul mâniei lui Dumnezeu, în marele timp de strântorare, sângele strugurilor Babilonului va însemna un potop de strântorare și suferință pentru lume. Până atunci însă, via adevărată și mlădițele ei vor fi toate glorificate, iar rezultatele roadelor ei cuvenite vor însemna binecuvântări pentru toate familiile Pământului. În toată această strâmtorare, nimeni nu va putea să-și atribuie victoria. Nu va fi un nou Napoleon sau un Cezar, ci tot poporul va recunoaște victoria Domnului
adică a adevărului și dreptății. Astfel, Domnul va lovi neamurile și le va face să-i cunoască puterea și va elibera pe poporul său credincios, care nu merge cu mulțimile pe calea răului și care urmează în întregime pe Domnul Dumnezeul lui în mijlocul unei generații strâmbe și stricate. Și chiar și această judecată teribilă asupra lumii ca națiuni, zdrobindu-le astfel în bucăți ca pe vasele unui olar, Psalmul 2 cu versetul 9, ea se va dovedi o lecție valoroasă pentru ele când vor veni la judecata individuală sub a doua parte din domnia milenară a lui Hristos. Astfel, în mânia sa, Domnul își va aminti de îndurare. În Ieremia, capitolul 25, cu versetele 31 și 32, citim: Buietul ajunge până la marginea pământului, căci Domnul se ceartă cu neamurile, intră la judecată împotriva oricărei făpturi și de pe cei răi pradă sabiei, zice Domnul. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată că nenorocirea merge din popor în popor și o mare furtună se ridică de la marginile pământului. La capitolul 18 din Apocalipsa citim: Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți urgit cu urgiile ei. Găsim marea strigare care ne avertizează că via pământului, Babilon, Edom, trebuie părăsite de către credincioșii singuri care sunt primitori și în același timp căutători sinceri ai adevărului. A ieși din Babilon nu înseamnă o evadare fizică din mijlocul națiunilor creștine, ci de a nu face parte din nenumăratele sale organizații civile, sociale și în special religioase. În lumina crescândă a acestui seceriș, credincioșii onești vor începe să vadă marele erori doctrinare pe care se sprijină acest sistem diabolic care a fost identificat ca anticrist. Profetul Daniel, în capitolul 12 cu 10, ne spune că nici unul dintre cei răi sau necredincioși nu vor înțelege, dar cei înțelepți, cei care se vor întoarce de la propriile lor speculații sau ale oamenilor și vor trece la cercetarea Scripturilor, folosindu-și întreaga capacitate mentală sau rațiune pentru a dobândi o credință corectă, care este urmată automat de un răspuns din partea dată lui Ceresc, imperfecțiune care, pe baza acestei credințe, o să le acorde o acoperire temporară a imperfecțiunilor moștenite și dobândite în timpul vieții. Acum sunt îndeplinite condițiile pentru a vedea aceste erori doctrinare și de a urma sfatul apostolului Pavel, Ioan: Ieșiți din mijlocul lui, pentru ca să nu luați parte la aceste pedepse descrise mai sus. Aceștia văd, cunosc, dar nu iau parte la aceste lucrări, ci ei își continuă pregătirea și tot mai mult acea lumină din Psalmul 97 cu versetul 11 le devine cuvenită. Și astfel, această cunoștință în conformitate cu planul lui Dumnezeu va fi un element de separare de toate instituțiile și organizațiile din care au ieșit și au fost pecetuiți. Această pecetuire este una simbolică. Domnul le-a descoperit aceste lucruri. El așteaptă acum ca cei ai Lui să-și arate armonia din inimă și supunerea imediată. Iar ca încurajare vreau să închei cu cuvintele Revelatorului de la capitolul 7 cu versetul 3,
care ne asigură că alergarea din timpul, din viacul evanghelic este protejată de Dumnezeu. Nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Aproape, chiar foarte aproape, dar nu acum. Amin.